Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Invitatul meu de astăzi este domnul Adrian Tuțuianu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și al PSD Dâmbovița. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și o seară bună tuturor! Domnule președinte, după o perioadă plină în care au avut loc pe plan administrativ mai multe măsuri și decizii, dar și pe plan politic, pentru că ne apropiem cu pași repezi de campania electorală, va fi văduvit administrativul de energia dumneavoastră ca și lideri sau vă veți canaliza atenția pe ambele zone la fel de bine? Voi fi la fel de atent. Eu nu mi-am canalizat niciodată energia numai spre executiv la Consiliul Județean și am lăsat politicul. Exista o tendință la un moment dat. Am continuat să-mi văd de ambele activități. Le-am spus celor din Consiliul Județean la ultima operativă că până în ultima zi a mandatului meu am să le cer la fel de ferm și de serios să-și facă treaba. Nu o să vă deci suspendați cu o lună înainte? Nu nimic. Probabil că luna mai o să-mi iau concediu de odihnă, pentru că am concedii restante și din anii anteriori, pentru că nu vreau să amestec activitatea de campanie electorală cu activitățile care țin de exercițiul funcției de președinte al Consiliului Județean. Dar lucrul ăsta îl voi decide la momentul care este oportun și în raport și de evoluțiile administrative la nivel național. Spre exemplu, dacă guvernul acesta va binevoi să dea drumul la ghidurile de finanțare pentru programul operațional regional și va fi necesară prezența mea la Consiliul Județean, o să-mi fac timp ca să pot rezolva problemele de la Consiliul Județean. În orice caz, campania nu se poate face de la 8 dimineața până la ora 20 seara. Campania se face atunci când oamenii sunt acasă, sâmbătă, duminica, după amiezile, deci nu implică neapărat absența mea de la Consiliul Județean. Da, din păcate se pare că suntem într-o continuă campanie, nu prea ieșim din starea campanie. Unii analiști spun că orice campanie electorală începe a doua zi de când s-a terminat prima și că tot ceea ce faci pe durata unui mandat de 4 ani, indiferent ce funcție publică ocupi, înseamnă și activități de campanie electorală. Că îți construiești mai bine sau mai rău postamentul pentru viitoarea competiție. Este adevărat însă, dacă ne uităm la ce se întâmplă și la nivel național, că strict așa, ca acțiune de campanie electorală, probabil că s-a început cel mai devreme din ultimii 25 de ani. Toate partidele politice sau orgoliu. Da, încearcă să fure, dacă vreți, startul. Am văzut peste tot BNR, corturi, candidați independenți prin București care au de anul trecut corturi și își fac cunoscute platformele care stau la baza candidaturii. Lucrul ăsta este și rezultatul faptului că prin legea electorală, în timpul campaniei, poți să faci puține lucruri și ai foarte mult limitate cheltuielile. Și în al doilea rând este și o competiție deosebit de dură, în condițiile în care, vedeți bine că avem un guvern tehnocrat în care nimeni nu prea dă și chiar dacă dai în guvernul tehnocrat, afectează mai puțin partidele politice. Sau le influențează. Sau le influențează și atunci evident că cei doi mari competitori, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, încearcă să ajungă cât mai repede la alegători și să-l convingă de justețea programului politic. Pe lângă argumentele de natură politică, dumneavoastră va trebui să veniți și cu cele de ordin administrativ, fiindcă sunteți la final de mandat aproape, mai e foarte puțin până când va trebui să trageți linie și să faceți așa o evaluare. Dacă ar fi să priviți retrospectiv la cei 4 ani, cum vi se par din punctul ăsta de vedere? Eu cred că am făcut foarte multe lucruri importante. Am și motive de satisfacție, dacă ne referim la faptul că am reușit să plătesc datoriile și să scot județul dintr-o stare de faliment. Aduc aminte. Dar asta nu prea se simte în buzunarele dumbovițenilor și nici nu trebuie să se simte de la administrația județeană în buzunarele cetățenilor. La noi se simte dacă drumurile sunt ceva mai bune, dacă am făcut mai multe drumuri comunale, dacă am reabilitat școli, dacă am avut microbuze școlare, dacă sunt locuri de muncă, deci aici se vede activitatea administrației publice locale. Am și motive de insatisfacție, pentru că n-am reușit să duc în ritmul pe care mi l-am propus
proiectele care țin în special de infrastructura care ține de Compania Națională de Drumuri. Mă refer aici la drumurile naționale, DN7, DN71. Aș fi dorit ca la sfârșitul mandatului aceste lucrări să fi fost începute. Din păcate, pe DN7, știți foarte bine că anul trecut a fost o licitație. După căderea guvernului Ponta, s-au găsit cei din Compania Națională să anuleze această licitație pe motiv că sunt foarte multe clarificări care impun o revizuire a proiectului tehnic. Iar pe drumul național 71 am reușit să finalizăm studiul de fezabilitate. Am fost și ieri la Compania Națională pentru că acest studiu de fezabilitate trebuie aprobat în CTE-ul Ministerului Transporturilor și trebuie continuat mai departe cu proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și privind exproprierile care sunt necesare pentru realizarea drumului pe 4 benzi până la Târgoviște, respectiv modernizare Târgoviște-Pucioasa-Sinaia. Aceste proiecte sunt întârziate față de ceea ce mi-am propus eu, dar în același timp mi-este din ce în ce mai clar că 2020 poate fi un termen rezonabil. Nu sunteți optimist cont... totuși? Nu. Nu, și vă spun de ce. Sunt optimist și vă spun de ce sunt optimist. Ele sunt acum cuprinse în master planul de transport. Tronsonul până la Târgoviște va fi finanțat din programul operațional de infrastructură mare, deci din fonduri europene și în condițiile acestea finanțarea ar trebui să fie mult mai sigură decât finanțarea de la buget. Supărarea mea vine aici din faptul că acest guvern condus de domnul Cioloș nu a dat drumul până acum la niciun fel de ghid de finanțare. 2015 nu s-au putut lua niciun fel de bani pentru că a fost anul în care s-au pregătit ghidurile și s-au autorizat autoritățile de management, ADR-ul, de exemplu, a trebuit să intre într-o procedură de acreditare din nou la Comisia Europeană. Organismele intermediare de la Ministerul Fondurilor Europene, de la Ministerul Transporturilor sau Ministerul Agriculturii, de asemenea, au intrat în procedură de reacreditare. Probabil că anul acesta stăm pe tușă, din da, punctul ăsta. Ghidurile erau gata în luna octombrie, cel puțin pe programul operațional regional, din motive care mie scapă actuala conducere a Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Dezvoltării au blocat acest proces pe motiv că revăd ghidurile. Dar ar putea fi și un alt interes? Problema e la fondurile europene. Stoparea eu cred că este, procedurilor? Nu, cred că este pur și simplu o frică de asumare a răspunderii. Și din semnalele pe care le am eu, sunt mai mulți miniștri din guvernul Cioloș care, cum să zic, stau cu bagajele făcute și așteaptă să se întoarcă la Comisia Europeană. Asta înseamnă că documentația este greșită? Nu, nu este corelată cu cea europeană? Documentațiile erau gata, erau convenite și cu cei de la Comisia Europeană anumite lucruri. Și vă dau exemplu pe drumuri. Când noi am stabilit că finanțăm lucrările în regiunea submunterii pe anumite drumuri, s-a făcut o hartă care a fost supusă aprobării Digi Regio Digi Transport. Și s-a dorit ca drumurile pe care să le facem să aibă legătură unele cu altele și să aibă legătură cu proiecte europene finalizate anterior. Plus criterii, populație, activități economice, deci nu întâmplător. S-a întârziat, trebuia dat drumul în octombrie anul trecut, s-a întârziat până astăzi suntem în martie. Am avut o discuție cu directora ADR Sud-Muntenia zilele trecute și mi-a spus că rămâne așa cum s-a stabilit în urmă cu un an de zile și că undeva la începutul lunii aprilie se va da drumul la finanțarea pe această zonă. Dar gândiți-vă că publicarea ghidurilor, apoi depunerea proiectelor, finalizarea perioadei de depunere a proiectelor și încheierea contractului de finanțare ne va duce tot anul 2016. Deci, practic, România în 2015 și în 2016, din exercițiul financiar 2014-2020, a pierdut 2 ani liniștit. Niciun... Da. A pierdut 2 ani. Da. Da. Am fi putut, vedea... dacă se ținea de programul inițial, astăzi, în luna martie, am fi putut să depunem proiecte și undeva până în luna iunie-iulie să fi putut să fi semnat măcar contractele de finanțare și apoi să fi derulat procedurile de achiziție publică și am fi putut începe la 1 ianuarie 2017 lucrări. 2017, 18, 19, 20 erau 4 ani de zile în care am fi putut să absorbim banii pentru lucrările contractate.
Da, totuși nu se leagă. Cum se face că un guvern tehnocrat, prin excelența aplicat asupra documentelor și asupra bunei execuții, poate să ducă într-o asemenea situație? Doamne, teoria asta cu guvernul tehnocrat este una pentru, așa, pentru aburirea opiniei publice. Tehnocrat, da, dar ei n-au niciun interes politic. Iertați-mă, tehnocrat sunt și eu. Tehnocrat înseamnă un om care știe bine o meserie, un domeniu. Aici cred că definiția bine... include și ruptura de zona politică. Da. În eu cred că știu bine largă. Meseria. Tehnocrații nu răspund față de nimeni. Deci tehnocrații nu sunt aleși, da? Sau nu sunt generați de o structură care a trecut prin votul popular. Pe de altă parte, dânșii n-au răspunderi nici mâine, nici poimine față de nimeni. Oricum. Și lucrul ăsta ne arată că România a ales și de data asta o soluție care nu are nicio legătură cu procesele democratice făcând, din țările moderne ale lumii. Făcând o paralelă sau o trimitere la declarația ministrului de justiție care spunea că drepturile omului sunt un lux teoretic. Aproape. Da. Deci asta arată un mod de a vedea lucrurile. Declarația este impardonabilă. Este ceva ce nu îți poți închipui într-o România a secolului 21, unde se pretinde, nu, că avem un sistem democratic consolidat, să vină ministrul justiției să spună că drepturile omului sunt un lux. În condițiile în care... Și la teoretic. Da, teoretic. Avem o declarație universală a drepturilor omului. România este parte la convenții internaționale care reglementează și apără drepturile omului. Recent, de exemplu, Comisia Europeană a emis o directivă prin care spun că dreptul, de exemplu, la imagine, dreptul la prezumția de nevinovăție sunt sacre și trebuiesc apărate ca atare, că este interzis ca cineva să fie purtat, de exemplu, în cătușe, cum s-a întâmplat în ultimii ani de zile, cu oameni care au fost doar acuzați. Și avem un caz recent pe Dan Drușanu, nu, fost senator PNL și șef al Autorității de Supraveghere Financiară, care a stat 4 luni în arest și a fost achitat acum de Înalta Curte de Casație și Justiție. Iată că își are rolul ei prezumția de nevinovăție, iar ministrul justiției, în orice stat democratic din lume, după asemenea declarație, ar fi plecat imediat. Văd că doamna Prună n-are nici de gând să plece și continuă cu declarațiile de tipul ăsta. S-ar putea să o regretăm pe doamna Gușăt în curând. Nu cred. Cred că ar trebui să ne gândim foarte serios, să revenim la normalitate. Și normalitatea înseamnă alegeri. Alegerile dau o majoritate parlamentară. Majoritatea parlamentară desemnează un guvern. Normalitatea ar putea să însemne și o clasă politică pregătită. Mai puțin coruptă. Clasa politică nu e mai bună decât societatea în care trăim. Ar trebui să înceapă să fie măcar. Eu auzis mereu că am conflicte cu funcționarii publici din Consiliul Județean și din subordine. De ce? Pentru că nici clasa funcționarilor publici nu e unde trebuie. Din contră, este atât de jos cu nivelul de pregătire și cu capacitatea de răspuns la problemele oamenilor, încât te bați câteodată cu morile de vânt. Da, la salarizarea pe care nu, o nu avem în domeniul ăsta. Atenție, mai contează. Și aici, eu nu împărtășesc. Oamenii buni, în general, se duc spre zona privată. Foarte bine, atunci și cei care sunt astăzi în administrația publică, fie se duc spre zona privată, dacă sunt buni, și nu mai comentează de salariu, fie dacă au rămas pe salariu ăsta, care poate da statul român astăzi, trebuie să performeze. Și mai este ceva, o vorbă. Mai e ceva, în ultimii 3 ani, multe categorii sociale au recuperat niște drepturi. Pentru că noi, când am venit la guvernare cu USL-ul în 2012 și apoi guvernul Ponta, am căutat să repară nedreptățile. Și funcționarii publici au primit 25% înapoi, au avut 2 majorări de salariu de aproape 25%, deci înseamnă o creștere cu 50% a veniturilor. Dacă mergem la profesori, au avut 3 majorări de salarii plus recuperarea de 25%, la fel și în sistemul sanitar și la fel și în sistemul de asistență socială, unde practic, dacă cu ce s-a dat înapoi și cu ce a fost majorare, creșterea este de aproape 60%. Ori economia României nu a crescut cu 60%. Da, dar una peste alta salariile nu sunt spectaculoase. Este adevărat, dar atenție,
Și aici va trebui și teoria să... de cât primesc, atât muncesc. Da. Nu, asta e o teorie pe care eu nu o agrez. Dacă vrei să rămâi într-o instituție publică, ai și alte avantaje, cum ar fi, de exemplu, stabilitatea pe funcție. Pentru că eu aș vrea mâine să rad din instituțiile publice un 20-25%, dar mi-i bagă instanțele înapoi, tocmai pe teza stabilității. Și de aici trebuie să vedem. Vrem stabilitate și un salariu mai mic, nu? Sau vrem venituri mai mari și atunci mergem în mediul privat unde nu avem aceea stabilitate, unde astăzi firma merge, mâine nu mai merge, unde astăzi ne pot da salariile la timp, mâine nu, unde astăzi ai client, mâine poți să nu ai. Deci trebuie să ne decidem ce vrem. Iar eu cred că o administrație publică performantă înseamnă și salarii mai bune, dar și un personal restructurat, da, cu ceva mai puțin salariați, și o informatizare mai bună a administrației, pentru că dacă există informatizare, proceduri mai simple, lucrurile merg mai ușor și o legislație adecvată, perfecționare și... toți funcționarii publici beneficiază de cursuri de perfecționare. Bine, și mai trebuie să nu ceva... fie doar partea de excursie și atât. Nu, ei, asta ține și de tine câteodată. Eu mi-aduc aminte, mergeam în practică în timpul studenției și mergea toată grupa, dar rămâneam pe acolo vreo 9 inși. Ceilalți de la 9 până la 35, la prima jumătate de oră erau plictisiți și plecau acasă. Știți că pe vremea de dinainte de 90, toată lumea mergea și făcea o lună și jumătate la sfârșitul anului universitar de practică. Unde? În primăria capitalei, la instanțele de judecată, la barou. Deci cine a vrut să învețe a rămas, cam așa ea va fi tot timpul. Nu te forțează nimeni până la urmă să-ți desăvârșești pregătirea. Și cred că mai trebuie să facem ceva. Ce fac state dezvoltate, în special America, contractul de muncă pe durată determinată. Pentru că dacă are durată determinată, atunci funcționarul public știe următorul lucru. Dom'le, peste 4 ani mă evaluează, n-am rezultat, nu mai încheie un nou contract. Așa, știți ce spun funcționarii? Dom'le, sunt numit, mă dă țuțuianul afară, mă duc la instanță. Instanțele sunt miloase cu salariații. Dar știu că sunt anumite evaluări. Sunt, dar nu sunt criteriile atât de bine așezate încât să poți să faci, cum să spune, curat în sistem. Și mai e ceva. Funcționarii se evaluează unii pe alții. În sensul că directorii evaluează pe subordonați. Eu când am venit în Consiliul, Dumnezei pe acolo. Da, eu când am venit în Consiliul Județean, toată lumea era de nota 10. De 5. De punctajul maxim. De 50 de puncte. Păi până am convins directorii că măcar unii n-or fi de foarte de, vor fi de bine, nu de foarte bine, a durat vreun an de zile. N-am semnat niciun fel de evaluare în primul an până când nu i-am adus la un nivel cât de cât acceptabil. Când am cerut la un moment dat să fac o restructurare, le-am spus să-mi dea și mie directorii care sunt oamenii cei mai puțin pregătiți sau cei mai inadaptați la ceea ce cer eu din administrația publică. Niciunul n-a vrut să-mi dea o listă cu 5 persoane. Ce, domne, îmi fac eu de lucru? Îl dau afară pe unul sau pe altul? Ăsta e modul în care, din păcate, funcționează administrația publică și vă mărturisesc că m-ați întrebat de neîmplinire. Și aici am o neîmplinire personală, că n-am reușit să fac aparatul ăsta să funcționeze cum mi-am dorit eu. L-am scos dintr-o anumită amorțeală, i-am, cum să zic, împins să fac anumite lucruri pe direcția bună, dar sunt departe de așteptările pe care le am eu și le au cetățenii. Probabil că este un proces care va dura ani de zile, pentru că trebuie să plece probabil schimbarea de la fiecare în parte. Și mai trebuie și un pic de conștiință. Eu mi-am aminte, de mentalitate. După 1990 am fost și eu funcționar public. Era prima dată când se deduse ziua de sâmbătă liberă. Și eram eu, era actualul prefect, domnul Jijie, erau câțiva care sunt vechi prin administrația publică. Sâmbăta veneam fără să ne fi chemat cineva pe la servici și discutam 2 ore de problemele pe care le aveam. Astăzi, la ora 4 fără un sfert, îi vezi pe toți îmbrăcați prin birouri, la ora 4 rup ușile. Dacă atât e programul. Deci asta este felul în care cei mai mulți dintre funcționari văd lucrurile. Poate că și de la mediul politic ar trebui să plece un semnal, poate că și de la dumneavoastră din administrație. Trebuie schimbat statutul funcționarului public, cine e om serios rămâne. Cine se implică rămâne. Cine... Da, nu cred că există voință politică pentru asta.
Ba, eu cred că la un moment dat ne va obliga viața. E foarte important votul fiecăruia. Nu e vorba numai de voință politică. Vă spun eu că dacă mâine facem o legislație cu contracte pe durată determinată, o să-i vedeți pe toți liderii sindicali din sistemul public, pentru că aici au mai rămas sindicate mai puternice, că vor ieși în stradă și vor spune că funcționarii publici sunt asupriți. Da. Va trebui să luăm acum o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva momente.